Salutare, domnule. Cu ce te putem ajuta azi? Bună dimineața, salutare! M-ați putea ajuta cu niște răspunsuri la câteva întrebări care îmi dau o neliniște în zona de business și să sperăm că o să le pot pune și în aplicare, că de la idee până la pune în aplicare e o cale destul de lungă. Nu doar ideile contează, ci și punerea lor în practică. Din păcate aici, acolo, tu ești responsabil de punerea lor în practică, noi este responsabil cu partea mai ușoară. Mult mai ușoară. Spune, domnule. Bun. Prima întrebare pe care aș vrea să vă pun ar fi următoarea. Pop Industry are ca și activitate principală producția de vehicule ușoare pentru transport bunuri. Mai pe românește, remorci auto cu masă maximă autorizată de 3500 de kilograme maxim. Produsele noastre, dacă ar fi să le comparăm cu alte modalități de transport, au foarte multe avantaje, mai ales din punct de vedere financiar. Având în vedere evoluția tehnologică și apariția pieței de autovehicule electrice, în care deocamdată nu prea se discută de capacitatea de tractare pentru autovehicule, astfel încât să tracteze o remorcă, focusul e doar autonomia deocamdată. Credeți că domeniul în care activăm este unul de viitor, astfel încât să ne planificăm o viziune pe minim 8 ani? Eu nu sunt foarte de acord cu partea că la mașinile electrice nu este focus pe, cum ai mai zice în engleză, towing weight. Da, towing weight. Pentru că, până la urmă, toată ideea cu tirurile lui Musk se bazează, au fost două lucruri importante acolo. Și anume, capacitatea mult mai mare de towing pe care o are un tir electric. Și brizurile de autonomie, de faptul că nu. 800, 1000 de kilometri. Da. Așa că nu sunt deloc de acord cu faptul că nu există focus pe asta, pentru că există și mai mult decât atât mașinile electrice au un torc foarte mare față de mașinile normale. Asta e unul din cele mai mari beneficii ale lor. Vor putea să tragă mult mai mult, e adevărat, cu plătind prețul autonomiei. Însă autonomia crește constant. Se pare că în prezent sau cum se văd lucrurile este că, sau cel puțin de la mine cum se văd lucrurile, este faptul că la fel cum la început creștea puterea computerelor de la an la an, se pare că cam același trend îl urmează acum mașinile electrice cu partea de autonomie. Mai este și partea, după mine, destul de importantă de vorbit, care deocamdată o vorbesc, mi se pare, doar două companii, iar restul se facă nu aud, partea de hydrogen power. Există deja un autovehicul Da. Toyota Mirai, doar că nu există stații în momentul de față. Din perspectiva mea, tehnologia pe hidrogen are mult mai multe șanse în următorii 10, 20, 30 de ani decât tehnologia pe baterii, dar în rest, mașina este exact aceeași. Adică nu se schimbă nimic decât că nu mai vine curentul din baterii, vine din generatorul pe hidrogen. That's it. Nu mai ai toate dezavantajele pe care le ai cu bateriile, și anume greutate și faptul că se degradează pe parcursul încărcărilor și mai departe. Dar ai toate beneficiile care vin cu partea electrică, torcul, viteza și așa mai departe, lipsa cutiei de viteze. Așa că nu văd de ce nu ai merge în continuare, de ce nu ai putea să ai o viziune nu doar pe 8 ani, pe 40 de ani. Remorcile vor funcționa în continuare, putem
tirurile vor funcționa în continuare, va fi nevoie de ele, numai că de data asta vor fi trase de un motor electric față de un motor pe combustie. Deocamdată eu nu sunt încă mai am puțin să mă conving să-mi iau ceva electric. La fel, da. Întrebarea avea ca și scop mai mult partea de, nu știu sigur cât de repede se va ajunge la autovehicule self-drive, adică să se conducă singure. Eu cred că undeva în minim 15-20 de ani avem noi infrastructura pregătită pentru așa ceva. Și pentru noi, la o remorcă, un avantaj pe care îl spunem clienților este că, domne, cu un șofer poți tracta minim volumul sau încărcătura la dublu. Și de aceea m-am gândit că, domne, dacă ar apărea aceste autovehicule self-drive, atunci, într-adevăr, ar fi o chestie. Dar Cred că va dura 15 ani până acolo. Eu cred că e maximum 5 ani până acolo. Maximum 5 ani. Tehnologia 90 și mama ei la 100 funcționează deja. Adică mai trebuie să mai prindă guvernele să dea drumul. Legislația. Cum? Legislația. Da, legislația. Mai trebuie să mai prindă având cu toată povestea asta. E adevărat că încă are probleme cu drumuri nemarcate bine, cu drumuri nemarcate deloc și așa mai departe, însă astea sunt, cum să zic, mai puțin de 10% din drumurile pe care au nevoie să meargă transportatorii. Și atunci se va ajunge acolo. În Spania, nu? În România e mai mult de 10%. În Spania e aproape de 100%. Au multe rahaturi ăștia în Spania, dar drumuri. Peste tot autostrăzi, de la cel mai mic oraș la cel mai mic oraș. Lucrurile sunt destul de clare și probabil că infrastructura se va dezvolta înspre direcția respectivă. Adică mașinile autonome sunt foarte bune să meargă pe autostrăzi și pe străzi normale, pe străzi de drum lung. Și atunci, oricum acolo stau 90% din timp șoferii. Și atunci infrastructura se va dezvolta cât mai mult cu depozite exact lângă autostrăzi, astfel încât mașinile autonome să treacă prin cât mai puține probleme, iar apoi distribuția se va face de la marginea orașului, din aceste depozite înspre orașe. Și avem impresia, ok, va dura ceva timp până când infrastructura se va dezvolta. Motivul pentru care nu cred că va dura mult timp este pentru că problema de angajarea șoferilor, de menținerea șoferilor și de optimizarea șoferilor este mult mai mare și mult mai scumpă decât dezvoltarea unei infrastructuri de depozitare în afara orașului, pentru că apoi să fie duse acolo unde e nevoie să se ducă. Și din nou, de remorci vor avea nevoie în continuare, nu se schimbă nimic acolo. Depinde și care e publicul. Adică dacă publicul tău țintă sunt transportatorii mari sau publicul tău țintă sunt oamenii transportatorii mici care au nevoie de a adăuga ceva la propria lor mașină sau la camionul lor, încă puțină încărcare. Depinde și acolo. În piața noastră este și de transportatori, este și de persoane fizice. Cea mai mare piață la nivel european se află în Germania. Noi în România suntem lideri de piață, suntem cel mai mare producător și cu cele mai multe remorci înmatriculate.
doar că noi încercăm să intrăm pe piața europeană și puțin mai târziu o să urmeze o întrebare care o să aibă acest scop. Cu mine am înțeles și sunt de acord. Răzvan, dacă pot să trec la următoarea întrebare? Te rog. Bun. O altă ramură în care activăm ar fi cea de producție de containere modulare de locuit pentru diverse servicii comerciale. Având în vedere pandemia și șocul la nivel global cauzat, apariția work from home, vrem să dezvoltăm o direcție nouă de case modulare din containere, la care să oferim inclusiv soluție off-grid, inclusiv soluție de a fi mobilă pe o remorcă. Avantajele sunt numeroase, se pot livra, monta rapid și oriunde. Prețul de achiziție este mai mic față de construcțiile clasice, destinațiile sunt multiple, chiar nelimitate, stilul de viață minimalist. Ca și întrebare, credeți că se merită investiția în această direcție de case și de tot felul de servicii comerciale prin containere modulare? Poate fi de viitor acest stil de viață? Ah, domnule, azi ne pui niște întrebări. Urăsc să ghicesc viitorul. Pentru că cei mai buni dintre noi au dat-o în bară. Cu ghicitul viitorului. Sincer, nu știu. Nu știu pentru că... am văzut... industria asta crescând de case modulare și mai ales containere refurbished. Modificate pentru E tiny. maritim în. Da. Iar în America, partea de tiny house a început să a devenit o mișcare socială. Sunt seriale din astea, emisiuni TV și așa mai departe, făcute pe ideea de tiny house. Dar în același timp poate să fie o modă trecătoare, cum au fost multe altele. Eu, de exemplu, cu Adrian vrem să folosim un astfel de lucru pentru a crea un alt tip de hotel pentru a oferi antreprenorilor români posibilitatea locuri perfecte în care să meargă și să susțină întâlnirile trimestriale sau întâlniri cu colegii lor pentru business. Într-o idee de ok, n-ai nevoie de, n-ar trebui să ai undeva mai mult de 6 lideri cu tine într-o întâlnire trimestrială, ai un loc frumos în natură, pui 6 astfel de containere, fiecare cu locul lui, după care pui în centru undeva unde se poate întâlni, poate 2 containere unite sau 3 containere unite sau ceva de genul ăsta. Și atunci sunt în natură, sunt izolați. Dar în același timp au și o parte de, să zicem, lux și confort acolo. Dar cât de puternic va bubui această parte, nu știu. Pentru că, uite, mă uit în Spania. În Spania ce s-a întâmplat este 90% din casele de pe deal. Dacă mergi pe coasta Spaniei, cel puțin în Andalusia, o să vezi toate dealurile pline de case și căsuțe. Pe cele mai ale dracu drumuri verticale, au tăiat munții, au săpat puțin ca au o piatră din asta de o sapi tu cu sapa, nu au piatră ca noi. Și au pus case peste tot și apoi au făcut drum din ciment, un drum de toată lumea transpiră când merge pe el. Și 90% din casele astea sunt ilegale. Sunt construite pe într-o vreme înainte să intre legile europene care nu-ți mai dau voie să pui absolut nimic în locuri în care nu poți să-ți ajungă ușor pompierii, locuri în care nu ai canalizare. Lucru care aici absolut toate casele de pe dealuri au fosă chimică, ceea ce acum e ilegal, nu mai ai voie să pui fose chimice.
dar toate funcționează așa. Și există o lege foarte interesantă care spune că dacă nu te-a prins și nu te-a demolat în 15 ani, îți dă autorizație acum. Da? Și atunci, asta e ceea ce se întâmplă. Și atunci, mulți care vor, de exemplu, anumite priveliști pe care le ai doar de pe acele dealuri și așa mai departe, ajung să vină cu structuri de genul care pot fi mutate, structuri temporare, că așa le numesc. Și atunci, dacă n-ai nevoie de fundație și e structură temporară și nu mai știu că ai nevoie să o muți odată la minim 6 luni și îți fac poze cu poze din satelit și după aia vin și te verifică, da, bine, numai că ăștia o iau și o mută 3 cm într-o parte și atunci, ok, e mutată. Adică este o soluție care probabil va fi la modă o perioadă, mai ales că legile de a construi în natură vor deveni din ce în ce mai groaznice. Sunt curios, Adi, tu cum vezi partea asta? Și mie mi-e greu să prevăd viitorul, dar mi-ar plăcea să crească această industrie. Am studiat și eu anul trecut când am început să ne finalizăm casa. Mă gândeam cu Carmen la un moment dat ce bine era dacă puteam să luăm o structură, o puneam acolo și asta era. Cred că ține, chiar dacă discutăm de case minimaliste, ține un pic și de integrarea în natură. Adică genul ăsta de client, eu îl văd că se uită și la cum se integrează în natură o astfel de construcție. Nu știu exact cum funcționează ele, dar cu cât poluează mai puțin, cu atât interesul va fi mai mare pentru ele. Altfel, da, cred că e foarte fain să poți să vii cu astfel de casă. Dar mai avem o întrebare aici, pentru că ne-ai spus că sunt mai ieftine față de o casă normală. Cred că acest mai ieftin este relevant, pentru că dacă mai ieftin înseamnă 10.000 de euro, este o oportunitate. Dacă mai ieftin înseamnă 30.000, 40.000 de euro, mă refer la costul casei, nu știu, nu-mi dau seama care e price range-ul Da, un cost pe metru pătrat ar fi undeva la 400 de euro, 350 de euro pentru o casă care să aibă într-adevăr un design special și să nici nu-ți dai seama că este de fapt construită din niște containere modulare. Acum, Răzvan vorbea chiar de partea asta de America. În America este și foarte scump să îți achiziționezi o locuință, sute de mii de dolari. Și cumva acolo probabil că și asta a dus la crearea acestei comunități de tiny house. În România sau cel puțin în Europa nu sunt de-aia merg deocamdată. toate țările. Pentru că nu există altă soluție decât ca prețurile imobiliarilor să crească. Ok, că sunt crize, apare criza și după Da. aia se aduc la o normalitate, dar după aia iar cresc mult peste nivelul la care erau înainte de criză și apoi criza regulează puțin, după care din nou cresc. Și motivul e simplu, scarcity. Adică terenul e limitat, oportunitățile de muncă sunt cât mai mult înspre orașele mari și ori stai în oraș, ori stai foarte aproape de oraș, spațiul ăla e limitat, numărul locuitorilor crește, cererea crește, normal că prețurile vor fi din ce în ce mai mari. Adică costul locuințelor nu se va opri atâta timp cât populația noastră crește și nu vine o pandemie sau un război puțin mai șmecher. Atâta timp cât populația noastră crește, costul imobiliarelor va crește. Pentru că pur și simplu n-ai unde să te mai duci, nu mai ai locuri. Și mai mult decât atât vin legile pe mediu, care nu te mai lasă să te mai duci unde aveai tu chef să te duci înainte și să spui tu casa pe unde aveai tu chef. Și toate acestea adunate creează aceeași nevoie care s-a creat și în Statele Unite. Dar nu știu dacă răspunsul
sunt containerele. Pentru că e adevărat, prețul este ceva mai mic. Eu nu acolo văd beneficiu în faptul că prețul este ceva mai mic decât dacă ți-ai construit tu brick and mortar. Că nu acolo e beneficiu. Beneficiu e faptul că poți să o muți, unu. Doi, poți să o pui în locuri în care nu ai putea să pui o structură fixă. Astea sunt beneficiile. Și de fapt, nu crește prețul casei, crește prețul terenului pe care poți să pui ori un bloc unde poți să ții acolo 100 de persoane în loc să ții 3 pe aceeași suprafață. Și atunci, asta e de fapt ceea ce crește. Și în America, de exemplu, este din ce în ce mai mult partea, apare din ce în ce mai mult partea de închiriere de teren. Lucruri care la noi în Europa nu prea sunt câteva locuri în care mai poți să mai faci, cel puțin industrial, cât de cât să pui o hală care după aia să poți să iei sau chestii de genul. Însă în America începe din ce în ce mai mult să prindă partea asta de închiriere de teren. Spus să-mi închiriez teren câțiva ani, îmi pun ce vreau eu acolo, după care mi-au jucăriile și am plecat. Mai mult decât atât e și flexibilitatea oamenilor. De asta este un beneficiu înspre tiny houses. În sensul că partea asta nu e doar o modă de remote work. Ăsta e un trend. O modă e ceva care apare, dispare, dar asta va fi un trend. Nu, ăsta este un trend, nu mai este o modă. Și oamenii vor dori cât mai mult să meargă înspre remote work pentru că le dă flexibilitatea să locuiască unde vor ei, să se ducă înspre comunitățile, de exemplu, care trăiesc ca ei. Și mă întreb cât va dura până când se vor crea comunități mult mai nișate. Lucru care se vede în anumite țări în afara României. În România încă nu a prins comunități nișate, mă refer la, cu toții știm de hipioți, da? Ăștia au comunitățile lor, se mută de colo-colo cu cortul, cu aici își fac casa, cel puțin în Spania se duc pe plaje și găsesc din astea peșteri. Și acolo locuiesc câteva luni de zile. Ai priveliște la mare, ai loc perfect. Dacă nu te vine poliția să te mută de acolo, din nou ești bine. Și atunci, partea asta, de exemplu, cu tiny houses, este mai ușor să creezi comunități în jurul a ceva. Că ești o comunitate care merge mult spre, nu știu, veganism și nu mai știu ce și se pun împreună și apoi își. Cultivi, da. Vrei Exact. să cultivi și mănânci ceea ce cultivi, vrei să nu poluezi, vrei să stai în pădure, vrei să stai în amare, cum ai zis și tu. Dar perspectiva mea este că în România, dacă e să ne referim pur la România, vor mai fi câțiva zeci de ani până când se va schimba mentalitatea omului. Deocamdată, în România, încă oamenii cel mai mult își doresc este casă mare cu etaje. E vis de Și când mansardă. și mansardă. Pui cât mai multe etaje, să ai cât mai mult spațiu, cât mai multe camere, pentru că atunci când te duci și spui, ok, unde, ce casă ai? În casă, cu 5 dormitoare, cu nu știu ce, cu aia. Atâta timp cât asta este venerat în societatea noastră și mă uit la. Eu am crezut că doar generația mea, generația lui Adrian, mai are prostia asta de. Ok, vreau casa mea și vreau casa mea mare și mai departe. Bullshit, mă uit la angajații mei, mă uit la angajații din alte companii în care sunt implicat și văd că același vis de a avea casa lor, de a-și lua casa, de a-și face casa, de a-și cumpăra apartamentul, să se blocheze ei acolo, să aibă siguranța aia care. Siguranță, corect, bine zis. Și nu cred că tiny house-ul, odată, nu respectă partea asta, nu cred că oferă oamenilor
safety-ul emoțional de care au nevoie. Aici vorbesc pur de mentalitatea românească. Da, corect. Și al doilea, nu ți oferă pride-ul, mândria. Dom'le, unde stau, ce ai, traumele societății cumva se văd și în ziua de astăzi, adică Du-te tu și toată lumea. zi tu, nu știu părinții tăi ce vârstă au, dar să te duci să le spui părinților tăi, gata, m-am mutat la casă, mi-am luat un container. Când vezi reacția pe fața lor, acum să te gândești la toate celelalte Mai probleme. uite, eu sunt claustrofob, eu nu mă pot tiny house, numai când mă uit, mă apucă panica. Mă și gândesc cum aș putea eu să stau într-o căsuță unde nu pot să întind mâinile. Deci patul în care dorm are 2,20 m cu 2,20 ceva de genul ăsta. Că n-ar încăpea într-un tiny house, pe genul de care vorbiți voi. Și cred că și ăsta e un aspect, adică claustrofobia. Noi până în prezent, în piața asta de Scuză-mă puțin. containere, te Ok. rog. Cred că trendul mai puternic va fi mult mai puternic pe hub-uri decât pe tiny house. Hub-urile Ce de înțelegi prin muncă. hub-uri? Hub-urile de muncă în care nu mai avem birouri. Eu am biroul meu în care stau acolo și lucrez și cum ai tu biroul tău în Ploiești, cum avem noi în Târgu Mureș, cum avem în București și mai departe. În hub-uri în care ce a pornit de fapt WeWork cu idiotul ăla de Newman sau cum dracul cheamă, ce prostie a făcut acolo, dar ideea este e foarte bine prinsă în vremurile noastre și anume vrei să ai acces la toate spațiile alea, vrei să poți să ai acces la o sală de conferință dacă ai nevoie, vrei să poți să ai acces la un spațiu mic pentru tine dacă vrei să te retragi, dar vrei să poți să te duci și cum eu cel puțin mergeam când stăteam în România, mergeam foarte des și lucram la Starbucks când plăcea noise-ul, zgomotul ăla de fundal, știi? Și atunci, hub-urile astea de muncă în care mă duc și plătesc un abonament lunar și dacă am nevoie acum de o sală de conferință, mă duc și intru în sala de conferință. Dacă am nevoie de un mic birou doar pentru mine, mă duc și intru acolo. Și același lucru ajuns să-l oferi angajaților tăi din întreaga țară. Pentru că, gândește, cu cât sunt mai multe astfel de hub-uri în țară, tu faci un abonament de business la un anumit brand care are hub-uri în toată țara. Și atunci nu contează că eu angajez om la Sulina. Că dacă are nevoie de un spațiu unde să fie productiv, poate să intre în clădirea de hub de acolo. Și lucrează de acolo și totul e ok. Trendul ăsta îl văd mult mai puternic decât trendul cu tiny house. Asta e perspectiva mea, cel puțin. Acum, dar, din nou, pot să greșesc. Nici nu. Dar și mai mult, se pot face mulți bani dintr-o modă. Adică ăștia care sunt pasionați de tiny house, ăștia care sunt pasionați de minimalism, ăștia care sunt pasionați să trăiască nu știu ce natură, ăștia sunt dispuși să plătească. Problema pe care eu o văd cu tiny house-urile este că nu-și văd piața. În sensul că fac exact prostia care eu spun că o fac startup-urile. Vând ieftin și, bun, în afară de partea că recrutează oameni nepregătiți, dar vând ieftin. Pentru că tiny house-ul este o modă, este ceva cu care ar trebui să pot să mă mândresc într-un anumit fel. Și atunci dacă vrei să pot să mă mândresc cu aia, fă-mi o scumpă, nu fă-mi o ieftină. Dacă vrei să pornești o modă, fă-mi o scumpă. Nu a pornit moda cu mașinile electrice pentru că erau ieftine. Corect. Deci după ce că sunt claustrofob, nu pot să respir, n-am unde să-mi întind mâinile, trebuie să mai plătesc și de două ori prețul. Nu știu ce tu Bravo, zici tu de Răzvan! claustrofobia asta, pentru că Bravo, containerele astea Răzvan! cum sunt făcute acum și am văzut câteva Ce? modele, au jumătate din spațiul lor vitrat. Deci că ești afară, e chiar frumos. Adică, bun, că avem noi nebunile noastre, că ne trebuie nu știu cât spațiu, e altceva. Dar
E o experiență frumoasă, mie cel puțin mi-a plăcut. Când am stat și am și o prietenă foarte bună care tocmai a pornit un astfel de resort făcut din genul ăsta de tiny house-uri, Green Portal se cheamă în Sibiu, tocmai l-a lansat la finalul anului. Și la fel, cu căsuțe din astea unde poți să te duci, sunt aranjate în așa fel încât ai tu propria ta, un fel de propria ta grădină. Și cum sunt plantați copacii și toate cele, îți dau oportunitatea să ai cumva spațiul tău fără să-i vezi pe ceilalți. Ceea ce la hotele, de exemplu, la hoteluri sau în alte părți nu ai avea posibilitatea asta, știi? Nu știu ce are nebunul ăsta cu claustrofobia lui, da? Voiam să vă spun că noi avem o capacitate de producție destul de mare, adică de 1000 de containere minim pe an, și noi am fost prezenți până în momentul de față în zona de achiziții publice, am lucrat cu diverse instituții. Dar este o piață care nu are o stabilitate. Pot să apară proiecte foarte bune într-un an, anul următor, în funcție de bugete, în funcție de culoarea politică, pot să nu apară proiecte. Și de aceea noi ne dorim ca să ne ducem și în zona de piață privată. Și sunt total de acord că în partea asta de servicii comerciale, cum ai spus și tu, hub-uri, volumul ar fi mai mare și cred că ne-ar avantaja mai mult decât să ne ducem în zona de tiny. Nu știu dacă am avea undeva la 50 de clienți 100 anual, ceea ce oricum ar fi puțin. Din nou, vrei să punești o modă cu tiny house-uri? Vinde scump și luxury. După aia noi începem să dăm prețurile în jos, pentru că în momentul în care eu am vândut scump și luxury și și-au cumpărat oameni la care alții se uită în sus, da? În momentul ăla încep toți ceilalți, clasa de mijloc și așa mai departe, să tindă să zică, băi, aș vrea și eu o chestie de genul ăla. Da. Și atunci, ăla e momentul în care te duci și dai prețurile în jos și faci case, tiny house-uri mai accesibile, pentru că e exact ca la BMW sau la Mercedes sau la Range Rover. Uite ce au făcut ăștia la Range Rover, știi? Au făcut Range Rover normal, care ăla e de fapt Range Rover-ul, și Da. și-au luat anumiți oameni și apoi au venit cu Range Rover Sport și Evoque și așa mai departe, unde toți ceilalți acum își puteau, cel puțin clasa de mijloc, își putea permite un Range Rover. Nu mai este 120.000, este 50.000. Dar dacă începeai direct cu ăla de 50.000, concurai cu BMW-ul și cu dragi culaci, care te băteau de nu te vedeai la categoria aia. Dar întâi vii acolo. Asta e perspectiva dacă vrei să creezi un trend. Asta a făcut și Tesla. Asta a făcut și Tesla, nu? Prima dată a fost pe luxury, pe scump. Pentru că altfel n-ar Total de fi. acord, pentru mine. Te rog, scuze, Răzvan. Spuneam doar că altfel n-ar fi prins. N-ar fi putut Musk să miște lumea în direcția în care a mișcat-o dacă întâi nu făcea o modă din mașinile electrice. Ăsta a fost scopul lui. În afară de faptul că avea nevoie de marjă, adică avea nevoie de nu să facă 10.000 pe o mașină, să facă 50.000 la o mașină. Avea nevoie de marjă, pentru că nu avea volume. N-avea, și la fel, aceeași problemă este în tiny house-uri. Tu n-ai la început volume și atunci ai nevoie de marjă. Și el a început cu Roadster-ul, că ăla a fost, aia a fost prima Tesla, viteză mare și cât mai multe celebrități care vreau să arate lumii că ei sunt eco-conscious, adică interesează mediul.
Bun, și nu e interesat niciun mediu, interesa publicitatea și cum erau văzuți. Punct. La revedere. Dar au pornit moda de care era nevoie, după care a venit cu o mașină nu luxury, dar high, care a fost Model S-ul. Moda s-a răspândit și mai tare și după care a venit cu celelalte Model 3 și ce dracu mai vinde acum, dar nici nu știu. ATV-uri electrice ce mai vinde. Am înțeles, îmi este clar și cred că e o abordare bună de a vinde întâi scump și după să te uiți în zona de volume și prețuri mai joase. O să trec la următoarea întrebare și ar fi cam așa. Cu toate că în România brandul de remorci Repo, care aparține Pop Industrie, este lider de piață, la export nu stăm atât de ok. Avem un portofoliu numeros cu peste 200 de tipuri de produse. Cu toate acestea, dacă vii din sud-estul Europei, în Germania, de exemplu, ei te vor compara cu cel mai bun din zona respectivă și vor vrea cel mai mic preț, cu toate că avem confirmări pentru câteva din produsele noastre că sunt top în categoria lor. Întrebarea este cum se poate aborda piața europeană din vest, astfel încât să fie respect B2B. Ca și PS, ca și respect, mă refer să înțeleagă că nu putem să funcționăm cu un profit de 3-5%, să înțeleagă că anumite lucruri de calitate datorate transportului nu sunt neapărat vina noastră. Modalitățile de plată, noi am început să cerem plată în avans, pentru că am avut foarte multe colaborări care pur și simplu la fiecare livrare se gândeau să factureze ei că nu le-a convenit X, la care nu era stipulat nicăieri. Și facturau câte 1%, 2%, 3%, ca și cum, domne, a fost o problemă și asta e situația. Te-ai întâlnit cu aceste spețe? De fiecare dată când ieși cu un produs românesc în afară. Și e un motiv foarte clar. Spui acolo că e produs românesc. Exact. Ai spus că e produs românesc, oamenii vor preț. Pentru că asta e cultura în afara României, cum ne văd deocamdată externii. Vrei să schimbi asta? Made in Germany. Exact, te schimbi pe brand nemțesc sau lucrezi direct cu cineva care, cu un brand nemțesc, care îți pun brandul lor pe lucrurile construite de tine, cu exclusivitate și contracte și toată povestea să nu ți-i țeapă. Dar e singura modalitate să o rezolvi repede. Asta dacă nu vrei să te duci la un investitor, la mai mulți investitori, să iei câteva zeci de milioane sau sute de milioane investiție, să aștepți vreo 5-10 ani până când reușești să faci brandul românesc puternic în țările respective și apoi vei ajunge și acolo. Dar este mai simplă calea asta pentru că te poți după aia întoarce și să spui, știi ceva, tot ce cumpărați voi e brand românesc. Dar după ce l-ai cumpărat și ai fost mulțumit și apreciezi tot ce e de apreciat la produsul ăla. Sunt curios, Adi, cum vede situația. Da, fix la fel, adică nu cred că ai altă șansă să rezolvi problema asta. Mai mă gândeam acum la început, în perioada asta poate poți să pui made in Ukraine. S-ar putea să crească un pic rata de conversie. Dar altfel, Ca și asta e contextul, astea sunt regulile jocului cu produsele făcute în România. Adică deocamdată, cel puțin percepția mea, și aici Răzvan poate le vede mai bine, cred că printre serviciile, produsele care au început să fie apreciate în afară, sunt cele din zona IT. Acolo pare că avem o reputație bună. Și de hacker, și de programator bun, și acolo poți să te ridici un pic cu prețurile peste furnizorii tradiționali din India și mai știu care sunt ăștia de masă. Da, dacă ne comparăm cu India, e adevărat.
dacă ne comparăm cu prețurile din state, Germania și Ești mai UK, ieftin, bineînțeles. încă suntem mână de lucru pentru ei. Și asta se vede în industria de IT, care 90%, 90, peste 90% din IT-ul din România externalizează, adică lucrează pentru furnizori din afara României. Sunt relativ puține companiile, deși în creștere, dar sunt puține companiile de IT din România care dezvoltă soluții in-house pentru piața din România. Pentru că e foarte grea educația. Da. Dar Deci Made in Germany, același lucru văd și eu, fix la fel, la propunerea lui Răzvan. din nou, e foarte. Noi... Nu încerca să te bați cu munții, că munții durează foarte mult timp până când îi muți din loc. Da. Nu are sens să merg cu frâna de mână trasă. Da? Pentru că trebuie să acceptăm, apropo de asta, că chiar urmează un webinar de care l-am numit nerezonabil, căutarea adevărului în lumea plină de fantezie a antreprenoriatului. Și asta e una din fanteziile antreprenorilor români, că dacă fac un produs bun în România, dar fac un produs cu adevărat de calitate, și ies cu el și îl pun în afară, oamenii o să vadă aia. Tu nu poți să schimbi o zeci de ani, sute de ani de istorie și de mod de branding a țării noastre deodată cu un produs. Nu poți să o faci. Te lupți degeaba. Te duci și joci pe regulile lor. Vrei nemțesc? Îți dau nemțesc. Nu contează că eu îl fac în România. După ce mi-au cumpărat câteva milioane și sau sute de mii și toți zic cât de tare e brandul ăsta, vin și spun că a fost făcut în România. Și atunci câștigă și România, câștigi și tu, câștigă și toți ceilalți. Dar nu poți să schimbi o cultură așa. Cultura e unul dintre cele mai grele lucruri care se schimbă. Asta și vorbeam apropo de tiny house-uri. Cultura în România este, vrei casa ta de beton, de ce crezi că în România nu au prins casele de lemn? Păi dacă te duci și spui ca și cultură la noi că ai casă de lemn, ești mai prejos decât ăla care are casă de beton. Nu contează că în multe cazuri e mai bună, nu contează că e mai rezistentă la cutremure, nu contează multe lucruri. Degeaba te duci tu cu toate explicațiile științifice la majoritatea românilor și încerci să le explici, bă, casele de lemn sunt mai bune din toate punctele de vedere. Nu. Beton, frate. Nu mă iei tu pe mine, îmi dai acolo dușul meu să scârție. Asta e. Și atunci ce fac? Inventez betonul de lemn. Că altă șansă... Nu stau să mă lupt cu... Asta da business, da? Asta da business. Betonul de lemn. Noi chiar suntem fani al construcțiilor din lemn, nu în business, ci în viața personală. Noi suntem din Slatina și avem râul Olt, care trece pe lângă Slatina și avem o căsuță din lemn, o cabană făcută pe malul lacului. Acolo e Adică acceptat. am Dacă înțeles exact e ce am. cabana, e acceptat. Nu, să nu fie casa ta aia șmecheră, aia să nu fie făcută din lemn. Bun, dragul, ce întrebări? Poți să trec la următoarea întrebare? Da, te rog. Întrebarea următoare are cumva legătură cu cea de dinainte și ar suna cam așa. Cum se poate dezvolta o rețea internațională de distribuție, vânzare, plecând din sud-estul Europei? Și aici întrebarea e, am pus eu câteva variante, care ar fi cea mai bună variantă. Să găsim un agent care să se ocupe de toată țara sau zona respectivă, să găsim un jucător puternic, un dealer puternic care să devină distribuitorul nostru și să ne reprezinte în țara, zona respectivă, adică să nu fie atât de apropiat ca un agent, să lucrăm direct ca fabrică din România cu diversi dealeri și să nu le oferim exclusivitate, sau
A patra variantă la care m-am gândit eu, să deschidem noi o rețea proprie de distribuție la nivel internațional. Bineînțeles, plecând de la întrebarea de dinainte că mă lupt cu munții, probabil că asta se va întâmpla după ce o să aibă o putere brandul nostru și o să demonstrăm cumva că, domne, da, e producție românească, dar nu mai contează. Deci cu asta Adică e noi avem abordarea ta. anumite. Ce-i zis, Adi? Zic că asta este abordarea pe care ți-o propui referitor la răspunsul la întrebarea de mai devreme. Noi încercăm în paralel să ne dezvoltăm brandul, dar automat, în cazul în care mergem la un dealer mare, chiar lucrăm așa și el spune că, domne, vreau să lucrez pentru noi, nu o să fie afișat pe piață cu brandul tău, dar uite, îți asigur următoarele volume. În cazul respectiv, noi suntem de acord. Dar în paralel, noi vrem să lucrăm și la brandul nostru, pentru că marja de profit este de 10% pentru 10-15% pentru o companie care produce efectiv și 15-20-30% pentru o companie care pur și simplu face comerț din afara țării. De aceea vrem să ne dezvoltăm și în paralel pentru a ne ducem și în zona asta de marjă mai mare. E un motiv pentru care. Ok, dar prima variantă pare că îți oferă mai multă scalabilitate pe termen scurt decât cea de-a doua. Adică înțeleg că pierzi nu că pierzi, că ceilalți fac și ei niște bani semnificativ, dar poți găsi 5, 10, 15, 20 de dealer, nu? Cu care să lucrezi. Sunt sute la nivel. Da. Așa Sute în facem cazul în ăsta, poate momentul mai de bine. față. Adică nu mi-e clar Un. dacă are sens efortul și energia alocată în construirea brandului, chiar dacă ajungi să-l construiești, asta e clar că va fi pe termen lung, mediu și lung, nu o să poți să faci pe termen scurt, când pe termen scurt ai soluțiile astea cu dealer. Și am vrut să clarific asta pentru că răspunsul la întrebarea asta curentă cu cele patru opțiuni depinde foarte mult de cum vezi tu lucrurile și care e strategia ta. Acum Da. aveți dealeri Deci cu care pentru a mă colaborați? dezvolta. Da, avem o rețea la nivel european de 15 dealeri, cei mai mulți în Germania. În Germania e cea mai mare piață. De exemplu, în România se înmatriculează 17.000 de remorci anual și în Germania undeva la 300.000. E o piață cam de Asta e numărul 25 de total. ori mai mare, de Asta este 20 de ori. piața, da. Da. An de an. Și voi cât la sută aveți din piața din România și cât la sută din piața din Germania? Avem 40% din piața din România și din Germania nesemnificativ, cred că sub 0, virgulă. 1%. Da. Adică nu suntem în top 15 producători care ar putea să comercializeze în Germania. Noi ne dorim să intrăm în top 10, dar pentru a intra în top 10 trebuie să fii bun. Trebuie să înțelegi un lucru. Businessul de distribuție e cu totul alt business față de cel de producție. Și dacă nu înțelegi asta și pur și simplu zici, hai că mai adaug și distribuție pe lângă businessul meu unde sunt bun, o să o dai în bare. Deci, dacă mergi pe calea să-ți creezi tu distribuția, trebuie să înțelegi că pornești o altă companie. Care, ok, are ca furnizor principal compania care o ai acum, dar este alt business. Alte reguli, se joacă altfel. Nu. Asta e ceea ce nu înțeleg foarte mulți producători care merg pe pe ideea de distribuție proprie. Da? Sunt industrii care, datorită online-ului,
își permit și pot să își facă un canal de distribuție folosindu-se de online. Însă, nu, asta nu poate fi generalizată, pentru că o văd constant generalizată. Deci, ok, vinzi online. Stai bre așa. Că sunt comportamente de cumpărare și comportamente de cumpărare în diferite industrii. De exemplu, dacă tu te duci să vinzi online termopane, poți să ai tu termopanele lui Dracu. Pentru că în Italia, în Spania, în Germania și așa mai departe, oamenii vor să cumpere de la oameni. Când vine vorba de termopane, vorbim pur de termopane. Și atunci, dacă tu nu ai omul, dacă tu nu ai omul cu încredere în comunitatea respectivă care se ducă să prezinte termopanele alea, tu poți să ai landing page-ul lui site-ul lui Dracu, că nu o să meargă. E vorba de comportament de cumpărare. Și acum, nu știu în Germania care este comportament de cumpărare când vine vorba de remorci. Da. Trebuie văzut care este Face-to-face, nu e nimic mai. face-to-face. Atunci, Toată lumea vine ca și cum și-ar lua o mașină. Când te duci să-ți iei o mașină, nu prea o comanzi online. Singurii au fost Tesla, care acum au început, dar până acum te duceai în reprezentanță. Vrei să vezi o achiziție destul de mare din punct de vedere financiar, mai și mult din decât cauza asta online. eu cred că e și mai greu decât la mașini, pentru că la mașini, în timp, îți construiești un brand de care oamenii se îndrăgostesc și sunt copii care cresc, de exemplu, cu ideea vreau seria 5, vreau Range Rover, vreau aia, vreau aia. Și atunci că tocmai ai făcut o achiziție, nu? Și atunci, pentru că și se uită constant la videouri pe YouTube cu acele mașini și cresc educați, atunci o mare parte dintre modelele astea care au, cum să le spun, care au un fel de suflet făcut prin brand, ajung să poată să fie comandate online. Pentru că nu ai cum să-i convingi pe oameni de altceva. Ei vor GLE, ei vor seria 5, ei vor aia. Punct. Ăia o să pot să comande online, nu-i mai interesează restul. Dar când vine vorba să ne uităm la remorci, tu nu poți să creezi asta. Nu o să creezi tu oameni îndrăgostiți de remorci. De ce? Pentru că remorca este pur o soluție la o problemă. Nu este un tip de produs O necesitate. o nece... Nu este un tip de produs care să aibă suflet. E pur și simplu acolo să rezolve o problemă. Este ca și cum a zice, creez cabluri de internet care să aibă suflet, să oamenii să-și dorească cablul meu de internet. Bullshit, cablul de internet îmi rezolvă o problemă. Acum eu trebuie să-mi bag router în el și îmi trebuie unul de 2 metri. Ăla care e bun și ieftin, ăla-l iau. Punct. Nu stau să-mi bat capul cu altceva. Aici, din perspectiva mea, consumatorul este destul de educat. Adică cel care vrea remorcă și mai ales cel care are business care are nevoie de remorci, ăla știe cam ce vrea, ce are nevoie de la remorca respectivă. Și atunci tu să te duci să zici, ok, voi putea să vând online într-o piață ca asta, nu va funcționa pentru că nu ăsta e comportamentul lor. Comportamentul lor este să se ducă să vorbească cu un om și să zică, băi, am nevoie de o remorcă de atâți metri, am nevoie să poți să facă asta, să poți să facă asta, să poți să facă asta, hai arată-mi ce ai și de acolo se face și transferul de încredere și ăla vine, asta e făcută în Germania, dacă e făcută în Germania, e șmecher. Ce trebuie. Și atunci, bla bla. Și atunci nu schimbi comportamentul. Poți să ai ca viziune să schimbi comportamentul pe următorii 10, 20, 30 de ani, dar să o ai ca viziune este un proces lung la care adaug constant și văd cum acum, să zicem, din volumul de vânzări este făcut 100% brick and mortar, face-to-face,
Anul viitor va fi 99%, 1% online și așa mai departe până când ajunge la o masă critică, astfel încât să se schimbe comportamentul. Pentru că trebuie să înțelegem când se schimbă comportamentul. Se schimbă când ai o masă critică în jurul tău, ai măcar câțiva prieteni care au făcut deja asta, astfel încât tu să poți să ajungi să zici, da, pot și eu să fac așa. Dar dacă toți prietenii tăi din jurul tău și-au cumpărat termopane de la 1, șansele ca tu să te duci să comanzi termopane online, no fucking way. Cam. Este clar. Dacă, din nou, vrei să-ți faci partea ta de distribuție, nu am o problemă cu asta, doar să știi în ce te bagi. Este alt business, altă mâncare de pește și de cel mai multe ori nu o să fie profitabilă firma ta de distribuție dacă distribuie doar produsele tale. Nu o să fie. Așa că. Am o mențiune aici de făcut. Noi, la nivel național, în România, când am început acest business de remorci, de producție de remorci, acum 5 ani de zile, am zis, ok, putem merge pe distribuitori care nu fac parte din grupul firmei. Dar am plecat și cu o altă firmă, un alt manager, total separat de partea de producție, cu o rețea proprie. Și cumva, mai ales în România, că nu sunt respectul în business nu este cel mai mare și colaborez cu tot felul de persoane. Nu-ți mai plătesc, apar tot felul de chestii. Acesta a fost un avantaj că am reușit să mă dezvolt, dar asta la nivel național. Și a fost foarte ok că am avut pe cineva care să coordoneze toată activitatea asta foarte ok, fără implicarea mea. Eu doar am pus bazele. Dar este clar, la nivel european, să menții o disciplină, un control și să mă ocup și de bază și de partea de distribuție. Acestea sunt întrebările pe care mi le puneam și eu. Se merită? E posibil? Poate există vreo formulă secretă și nu o știu eu. Poate există un site cu investitori sau cu niște distribuitori de produse la nivel european și nu-l știu eu și ar putea, uite, domne, ăsta e portofoliul meu, uite cam care sunt condițiile, ia să văd cam tu ce îmi prezinți, ia să vedem dacă putem colabora. În ideea asta a fost pusă întrebarea. Nu mai știu cine a zis un din ăsta, un cum se cheamă ăsta de ăștia de descoperă cântăreți și după aia îi promovează case de Iar discuri. presare, case de Da, producție. nu, ceva de genul. Și zice a zis unul Nu. dintre ei, dacă planul tău de business în industria asta este să ajuns să fii descoperit de cineva, de cel mai multe ori vei muri sărac. Și cam așa e cu multe business-uri în România. De multe ori planul lor de business este să aștepte până când cineva va aprecia ceea ce ei urmează să facă sau ceea ce ei fac. Faptul că ai găsit niște lideri care pot să se ocupe de anumite părți ale business-ului fără ca tu să fii implicat și să ai succes, felicitări! Ăla e antreprenoriatul, poți să scalezi în continuare. Însă, niciun lider poate să se bată cu chestiile fundamentale ale pieței. Tot trebuie să joci în regulile pieței. Că știu că acum este la modă, că schimbăm noi piața, că schimbăm noi comportamentul, că schimbăm nu știu ce.
ceea ce sunt de acord, pentru că la dracu, doar așa evoluăm. Însă, trebuie să înțelegem și cât timp durează să schimb comportamentul pieței și, doi, trebuie să înțelegem cum ajunge el să se schimbe. La fel cum vorbeam de partea cu tiny house-urile. Vrei să schimbi asta? Nu poți să o schimbi plecând cu vânzând tiny house-uri că sunt ieftin. Că nu o să-și dorească nimeni. Da? Trebuie să înțelegem faptul că oamenii săraci, să zicem că noi ne adresăm, facem case ieftine, și atunci vrem ca oamenii săraci să cumpere. Da, dar oamenii săraci, ceea ce vor cu adevărat în ei, este să cumpere ceea ce cumpără oamenii bogați. Corect. Da, E corect. fundamental. Și atunci, dacă noi nu înțelegem asta și noi zicem pentru că ieftin o să cumpere oamenii săraci, am cam pus-o. Știi? Și, da. Oricum, nu este nu putem să-ți dăm un răspuns într-o oră jumate de podcast la o problemă foarte mare de Da, detaliu. bine. Îți punem Normal, niște normal. perspective Doar aici. Da, asta e ceea ce putem să facem, să-ți dăm niște perspective, să te gândești din mai multe puncte de vedere. Dar, în primul rând, uită-te la business-ul ăsta, nu pe 10 ani, nu pe 20, uite, pe 30-40 de ani. Și vezi care sunt. Nu încerca să mergi contra pieței. Încearcă să. Tu ai obiectivul tău pe 30-40 de ani, care probabil va fi contra pieței, față de cum e acum. Dar eu, ca să pot să schimb pe cineva, ceva, am nevoie să plec de unde este piața acum. Nu să mă pun împotriva ei acum. Pentru că aici e greșeala. Vrei să schimbi piața? Foarte bine, schimbă-o. Dar trebuie să pleci de unde sunt oamenii acum. Dacă tu nu vrei să înțelegi unde sunt oamenii acum, dacă tu nu vrei să accepti modul de lucru, modul de a funcționa în momentul ăsta, n-ai nicio șansă să schimbi lucrurile. Pentru că este aceeași poveste cu povestea din leadership și din management și din marketing. Pacing și leading. Nu încep cu leading, încep cu pacing. Adică încep din locul în care tu ești. Pentru că și noi în TBF, când am creat softul TBF Digital, da? Nu am venit și am zis, hai să vindem softul TBF Digital. Pentru că dacă mă apucam să fac reclamă la TBF Digital, vindea, cred că, 10 softuri în 3 ani. Pentru că oamenii nu la aia se gândeau. Piața, antreprenorii nu la aia se gândeau. Și atunci eu a trebuit să vin și să merg din locul din care ei sunt. Și anume, ei au anumite probleme management și anumite probleme anumite lucruri care îi blochează să se dezvolte. Și ei simt câteva lucruri. Simt că angajații nu fac ceea ce ar trebui să facă. Simt că nu pot să își controleze compania și sunt cumva la meandrele fiecărui angajat și așa mai departe. Și atunci am venit, ok, hai să-ți arăt de fapt cum îți rezolvi problemele alea. Și apoi îți arăt și softul care îți permite să faci managementul ăla corect care îți rezolvă problemele alea mult mai simplu decât să te apuci să faci tu cu Excel-uri și cu rahaturi. Și atunci este asta pacing și leading. Și același lucru care se întâmplă în marketing, același lucru care se întâmplă în management și în leadership, același lucru se întâmplă în piețe. Te duci și te pui împotriva pieței și ți-o iei de nu te vezi. Du-te și cel mai simplu este să-ți dai seama cu părinții, pentru că du-te și pune-te împotriva credințelor lor, lucrurilor pe care ei le-au crezut timp de 20, 30, 40 de ani, du-te tu și pune-te împotriva lor și vezi dacă se schimbă. Nu se schimbă. Dar dacă ei, din locul în care ei sunt, ce credințe au, ce frici au și mergi pe a le rezolva pe alea, ai șanse în timp ca ei să se schimbe și să treacă de la telefon cu clapetă la iPhone. Dar după 10, 15 ani, 20 de ani de folosit telefon cu clapetă, te duci tu cu iPhone, îți dă cu el în cap.
Unde sunt tastele? Eu nu văd aici. Oh, ai totală dreptate. Foarte bună gândirea, într-adevăr. Dacă aș reuși să mă gândesc la o problemă a unui volum mare de oameni, cum te-ai gândit și tu de altfel, domne, problema asta din managementul companiilor și să vin cu o soluție din domeniul meu. Domne, uite, remorca respectivă nu s-a făcut ceva până acum, rezolvă problema apărută în nișa asta. Atunci, automat, eu doar vin și prezint că, domne, da, uite, am și soluția. O să-ți o comercializez. Deci sunt de acord cu gândirea și nu gândesc întru totul așa, adică deocamdată de-abia am ieșit din zona de micromanagement, am început implementarea sistemului tău prin TBP digital. Să vedem cum o să fie la sfârșitul acestui an. Pot să trec la următoarea întrebare care consider că e importantă și nu vreau nici să întârziem foarte mult în funcție de timpul vostru. Te rog. Bun. După cum v-am spus, noi suntem din Slatina, județul Olt. Slatina, din nefericire, nu are o universitate, nu are posibilitatea de a oferi studii superioare către tineri. Având în Ce norocos vedere sunt. că în locație se regăsește. Poftim, Adrian? Ce norocos sunteți. Da. O altă perspectivă. În Slatina se mai regăsesc și alte companii multinaționale, 3-5 companii, Alro, Pirelli, companii care au mii de angajați. Așadar, forța de muncă competentă este limitată și automat ei își fac temele mai bine în zona de recrutare decât o fac eu momentan. Nici imaginea de brand angajator nu este foarte strălucită din cauza lipsei clarității din trecut și lipsei și procedurilor clare din trecut. Cum ar trebui să abordez recrutarea, având aceste variabile în față? Nu este Din strălucită în sistem sensul am următor. înțeles. Spune, Adrian. Nu, poftim. Vrei, Adrian, Nu să... este strălucită în sensul în care ați avut ceva prejudicii de imagine, adică s-a creat un vibe, ați avut foști angajați care au vorbit urât despre voi, au comentat online, sau nu este strălucită în sensul în care nu pot să recrutez oameni pentru că sunt celelalte branduri de angajator mai puternice? Varianta 2. Varianta 2. Ok. Nu pot să spun că am avut o stabilitate foarte mare privind persoanele cu care am colaborat, dar nu asta e principala problemă, ci faptul că ne batem cu ceilalți din zona de aici. Și automat, mai ales că nu sunt oameni foarte competenți, deși eu am respect pentru toată lumea, ei vor, le inspiră o stabilitate. Ei nu vor să Câți audă, angajați ai domne, acum? performanțe, nu vor. 162, 165. Și rotația angajaților la tine față de companiile alea, cum e? Eu cred că cam la 2 ani și număr de angajați. În producție, adică din ăștia 160 de angajați, 100 fac parte din. În medie, da, câți din forța, ce procent din forța de muncă pleacă? În medie. 10%. Și la ei? La 2 ani. Nu, la concurență. La ei nu cunosc, nu cunosc. Dar poți să afli. În primul rând, vezi cum ești față de ei, adică să ai și tu un benchmark. Sunt bine, că poți să fii mai bine ca ei, mult mai bine ca ei cu rotația angajaților, adică odată ce oamenii ajung la tine, stau mult mai mult timp decât stau la
ei, ceea ce știi că măcar faci ceva bine. Dacă vezi însă că ești pe același nivel cu ei, faptul că ești mai mic ca ei, asta e o problemă. La fel cum este în marketing o problemă, și anume, să zicem, tu ai 10.000 de vizitatori pe site-ul tău, da? Dacă și ai o rată de conversie de 3%. Și apoi concurenții tăi au 100.000 de vizitatori și au tot o rată de 3%. Atunci rata ta de conversie are o problemă. Pentru că ar trebui să fie mult mai mare la un număr mai mic de vizitatori decât la un număr mai mare de vizitatori. Da? Același lucru este cu angajații. Cu cât numărul angajaților crește, cu atât rotația angajaților crește. E normal. Însă, dacă tu ești pe același palier cu ei acum, la numărul tău de angajați, atunci știi că ai o problemă acolo și oricum ar trebui rezolvată problema asta cu responsabilități și proceduri. Ăsta e primul lucru pe care l-ai de făcut, pentru că altfel forțezi angajarea oamenilor, numai că după ei, fiind într-un oraș în care este obișnuit cu corporații, oamenii ăia sunt obișnuiți cu proceduri și training bun pe acele proceduri. E cam ceea ce se întâmplă. Și atunci se duc într-un loc în care asta nu este așa și se sperie. Și e normal să se sperie. Înainte să zic că Adi, perspectiva lui cum să adresezi partea asta de recrutare, eu aș veni cu o chestie fundamentală și anume, eu aș vrea să fac sexy angajarea la tine. Și o modalitate, că apropo vreau să ți-o zic înainte și pentru a promova un brand românesc, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le-ai de făcut pentru a vinde mai bine în Germania, toate alea rămân stabile, alea ar trebui să fie calea ta. Însă, eu aș mai face un lucru. Aș face prototipuri, măcar unul, două pe an, care n-am niciun motiv să le scot să le duc în producție normală, dar prototipuri sexy, care să facă niște chestii extraordinare, să pot să fac o remorcă despre care să se vorbească că remorca aia face o anumită schemă, că te aruncă la 10 metri distanță, că face ceva. Are o remorcă cu catapultă în ea. Nu știu, nu am prea multă experiență cu remorcile. Însă, dacă fac chestii de genul ăsta, o dată de două ori pe an, și apoi le prezint în Slatina, în mijlocul orașului, și aduc televiziune și PR-ul pentru că o să vină că e ceva fancy, sexy, prinde audiență și atunci n-au de ce să nu vină. Chestia asta va extrage oameni din celelalte companii care sunt foarte set in their ways, da? Și să vină într-un loc unde există un astfel de vibe în companie. Adică și o astfel de modalitate este o modalitate extraordinar de bună. Musk a folosit-o al dracului de bine, Jobs a folosit-o al dracului de bine. Să prindă oameni remarcabili de la concurență, pentru că hai să fim serioși, Apple-ul când se bătea cu Microsoft-ul la început, Apple-ul era nimic pe lângă Microsoft. Cum convingi oameni să-ți plece de la Microsoft, cei mai buni ingineri și așa mai departe, să-ți vină la chichineața ta de Apple, care nu vinde nici 1% din cât vinde Microsoft. Aceeași problemă a avut-o Musk cu SpaceX. Cum fac eu să conving să-mi plece de la Boeing, să-mi plece de la NASA și așa mai departe și să-mi vină la chichineața mea de SpaceX că eu vreau să ajung pe Marte? Trebuie să vin cu niște demonstrații. Iar partea asta, când faci producție, să faci prototipuri nebune, este una dintre cele mai tari lucruri care poți să le faci să îți crești brandul de angajator, fără neapărat cu scopul ăsta declarat în piață. Domnul Adrian, vă rog, că sunt curios ce perspectivă ai aici, că și tu ești într-un oraș foarte bine dezvoltat.
Da. Măi, noi avem ghinionul să avem și facultate. Aici în Ploiești. Nu sunt sarcastic deloc. Este un ghinion pentru noi. Mi-aș fi dorit ca cei care doresc să învețe programare să nu aibă această opțiune în Ploiești și să se ducă către București, e foarte aproape. Măcar acolo ar fi învățat ceva. Eu am o perspectivă aici care nu e. De obicei, mă feresc să propun soluții care nu sunt replicabile și inscalabile. Dar în situația asta aici la tine, cred că ar funcționa. De fapt, nu că ar funcționa. Ar fi o abordare ok aici. În primul rând, ai spus că ai 160 de oameni. Câți dintre oamenii ăștia sau pe câți dintre oamenii ăștia îi cunoști personal? Tu, ca unul, ca antreprenor. Cu câți dintre oamenii ăștia ai schimbat 2 minute, 3 minute? 90%. Superb. Superb. Bine, eu pun câteva întrebări, nu e nevoie să-mi răspunzi la ele, doar le arunc. În Oamenii revedere. știm, oamenii își părăsesc liderii, nu părăsesc companiile. Oamenii părăsesc cultura organizațională. Acum, 10% într-o zonă de producție s-ar putea să nu fie rău. Am avut zilele trecute, într-o emisiune, pe cineva care a avut un spin-off de 50% din personal. Deci era mult. Efectiv, era dramatic din punctul meu de vedere. Deci s-ar putea să nu fii într-o situație foarte, foarte rea. Avantajul pe care îl ai când ești într-un oraș mic este că, indiferent câtă concurență ai, tot ești bine. Pentru că sunt câțiva. Și poți să te diferențiezi față de cei câțiva prin diferite mecanisme. Da. Cea mai puternică diferențiere este să fii alături de oamenii ăștia. Să le dai bani împrumut când au nevoie. Să mai plătești ospitalizare la 160 de oameni. Este imposibil ca odată la 2-3 luni de zile să nu apară o situație de criză în viața unuia dintre ei. Este imposibil așa ceva. Cum spuneam, să mai plătești ospitalizare, să mai plătești educația cuiva, adică să le arăți că nu este doar despre bani. Oamenii au nevoie asta de apartenență la altceva, la ceva ce e mai mare ca ei. O tot spun mereu. Vrem să ne ducem către oamenii a căror poveste este mai mare decât e povestea noastră. Tot timpul facem chestia asta. Și atunci dacă văd că povestea ta e mai mare, că ești alături de mine, că ești autentic, că ești uman, că nu este doar despre a-ți umple tu buzunarele și a schimba și a-ți mai face tu o căsuță cu cabana undeva, măi, lucrul ăsta nu are cum să nu funcționeze. E aproape imposibil. Noi, unul din lucrurile pe care le-am făcut în anii de început, în companie, pentru că noi aveam problema să programatorii. Știm, sunt rara avis, sunt foarte, foarte targetați și am început să, de la bun început, de când am fondat compania, am început să mâncăm împreună, din primele zile. Iar în timp a devenit un obicei. În cultura companiei noastre, în cultura organizației, atunci când suntem la birou, să mâncăm împreună, să pregătim, se pregătește mâncarea aici. Și târziu mi-am dat seama, inițial am făcut-o ca un beneficiu, fără să înțeleg ce se întâmplă în spate. Dar după câțiva ani am realizat că se rezolvă foarte multe probleme între oameni atunci când mănâncă împreună. Pentru că nu poți să stai la masă cu cineva cu care te-ai certat. Nu po E foarte greu să stai alături, să ai în stânga sau în dreapta sau în fața ta și să mănânci o persoană cu care te-ai certat în ziua respectivă. Și atunci subconștientul ce face? Știind că urmează să ajungi să mănânci cu persoana respectivă, dacă apar blocaje, caută să le rezolve într-un fel sau altul. Și asta a fost o chestie așa, nu știu cum să spun, mică de finețe. Da, am ajutat foarte mulți oameni în ultimii ani și lucrurile pe care ți le spun le-am pus în practică. Am plătit operații de urgență atunci când a fost nevoie, trimiși oamenii cu salvarea internați la Sanador, la București. Am făcut tot felul de lucruri de genul ăsta și ghișe, unii oameni au plecat după ce am făcut lucrurile astea. Când noi ne-am implicat, am ajutat, am dat și bani împrumut atunci când a fost nevoie, după care au venit într-o zi și au zis, bă, stai că eu plec peste drum, că îmi dau ăștia cu 30 de lei mai mult. It happens. Chiar it really happens, dar nu contează. Deci, overall, cu tot ceea ce facem când lucrăm cu oamenii, eu cred că fundația aia de autenticitate, de a fi alături de ei, de a nu fi doar despre business, de a nu fi doar despre cercul tău și despre familia ta și hai să vedem cum optimizăm totul și să fim mai profitabili și mai eficienți. Și este și despre ei,
Cred că asta e fundația pe care poți să construiești foarte, foarte multe lucruri. Și ghiși ce? Corporațiile de care vorbeai tu mai devreme, niciodată, dar niciodată, nu o să facă lucrurile astea. Never, ever, ever, ever. Pentru că nu pot, pentru că sunt blocate în proceduri, sunt blocate în sisteme, sunt blocate în foarte multe lucruri. Dar noi, ca antreprenori, avem puterea asta absolut fabuloasă de a decide, de începând de azi, băi, eu pot să fac asta. Nu mă oprește nimeni, nu trebuie să cer aprobare, să ajut pe cineva care are nevoie de mine. Are sens? Are sens și acum să fac și eu o paranteză cu situația din Ucraina, nu neapărat că aș vrea să vorbesc despre ce se întâmplă acolo, doar că chiar suntem, nu știu dacă ați văzut acele corturi, acele tabere mobile în mediul online de la granița cu Ucraina și noi le-am dat către IGSU și alte instituții să le folosească. Adică se vede clar în situația în care suntem că latura umană există și cred eu că e cea mai importantă pe lângă partea financiară și orice altceva. Super, mă bucur să aud chestia asta și mi-aș dori să fie tot timpul, nu doar în situații de criză, și din ceea ce spui și din ce am văzut, probabil că așa este. Și mă bucur mult să cunosc oameni ca tine și să văd astfel de oameni și să văd că creștem și că sunt din ce în ce mai mulți oameni care gândesc așa. Din perspectiva mea, nu este mai importantă decât partea financiară, este la fel de importantă. Pentru că mulți ajung să facă diferența asta între, cumva să zică, băi, dacă eu mă comport bine cu oamenii și creez o comunitate aici și așa mai departe, asta e mai important decât orice salariu. Nu. Este la fel de important. Ambele trebuie să Și fie. atenție! A te comporta bine cu oamenii nu înseamnă să nu le dai avertismente că nu-și îndeplinezi responsabilitățile. Din Exact. contră. Dar Fermi. ceea ce Adrian a scos aici în evidență este abilitatea de a crea suflet în interiorul companiei, nu doar un loc de muncă. Și când ești mic, e cel mai ușor să faci și să începi. Cu cât crești mai mult, cu atât lucrurile astea Mai devin greu. mai grele. Nu imposibile, pentru că sunt companii imense care încă fac genul ăsta de lucruri și își trăinuiesc managerii în așa fel încât să facă ceea ce ar trebui tu să faci acum. Nu. Dar este mult mai greu. Și, de exemplu, ăsta e un eveniment mare, ceea ce tu ai explicat acum. E un eveniment mare de o criză socială, politică și așa mai departe, unde voi puteți să ajutați și este ceva extraordinar că o faceți. Dar culturile, ele nu se construiesc prin evenimente. La fel cum marketingul nu se construiește prin evenimente. Ele se construiesc prin obiceiuri. Brandul, apropo, că mulți vorbesc din ce în ce mai mult despre brand personal și brand corporate și așa mai departe. Și tot zic să construiești brandul personal sau să construiești brandul corporate. Ideea este că nu trebuie construit, îl are toată lumea. Fie că vrea, fie că nu, îl avem. Dar ideea este din ce e compus. El este compus din lucrurile pe care le facem în mod consecvent. Fie ele bune sau proaste. Pentru că ne place să ne uităm la branding doar la lucrurile bune. Ăla e branding. E ce lucruri bune conține brandul nostru. Fuck it. Brandul, orice brand, fie că e personal, fie că e corporate, le conține pe ambele. Conține lucrurile bune care le faci consecvent și conține lucrurile proaste care le faci consecvent. Și asta e problema în societatea actuală în care suntem cât mai mult spre instant gratification. Pentru că suntem din ce în ce mai mult spre instant gratification, ceea ce ne împinge mintea noastră să facem este să gândim în evenimente. Pentru că avem un instant gratification când facem ceva pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina. Este un event, facem ceva
este instant gratification. Problema este că asta nu construiește un brand. Este un eveniment și te felicit pentru ceea ce reușești să faci acolo, însă ceea ce construiește un brand, fie el de angajator, fie el un brand intern al vostru, fie că este o cultură, este construită din lucrurile mici care se întâmplă repetat, repetat, consecvent, fără să se greșească. Și atunci găsește-ți nu unu, găsește-ți 5, 10, 15 lucruri care se întâmplă consecvent în interiorul companiei, care creează cultura aia pe care ți-o dorești, astfel încât oamenii să aibă și partea aia de suflet din companie. Și mare parte din sistemul de management TBF, el creează o anumită cultură. Pentru că cascadarea obiectivelor la fiecare 3 luni de zile, întâlnirea pentru obiective, întâlnirea zilnică, întâlnirile de evaluare de progres sau întâlnirea de evaluare de performanță făcute exact pe responsabilități, avertismentele date, bonusurile date la obiective, toate chestiile astea când le facem într-un mod consecvent, creează, sistemul TBF creează o cultură de responsabilitate și performanță. Însă, eu nu pot să vin să-ți creez sufletul, pentru că aia e treaba ta. Și atunci, pe lângă toate obiceiurile pe care tu le-ai văzut în sistemul de management, întâlnirea trimestrială, întâlnirea zilnică, întâlnirea de evaluare, de progres, de performanță, avertismente, responsabilități și așa mai departe, toate obiceiurile la care creează cultura de performanță, trebuie să ți le gândești pe ale tale ce creează o cultură ca tine, cu suflet, în compania ta. Pentru că pentru Adrian, asta înseamnă ca să ajut oamenii atunci când au probleme de sănătate, să mâncăm împreună și să nu mai știu ce. Pentru mine, poate să însemne să plătesc educația copiilor lor, poate să însemne să îi trimit pe fiecare trimestru pe toți cu familiile lor într-un concediu și să mai fac nu mai știu ce. Pentru tine înseamnă altceva și să nu-ți fie frică că înseamnă altceva. Înseamnă altceva pentru că tu ești diferit și ar trebui să fii. Și compania ta ar trebui să fie. După tine. Da, Acum, înțeleg. dacă ești un nesimțit, o să ai o companie nesimțită. Punct. Dacă ești un om ok, o să ai o companie ok. Cam asta e ceea ce se întâmplă. Eu sunt în zona de mult prea sufletist și ar trebui să fiu puțin mai ferm. Dar, Nu. Nu într-adevăr, trebuie să fii mai. cum spuneai tu, Nu sunt diferite, evenimente. să știi. Exact. Nu sunt în concurență astea două. Din contră. Ce fer. Pentru că Vreau. o calitate nu bun. Că tot am ajuns aici, la fermitate. Care e diferența între fermitate și agresivitate? Pentru că e o linie foarte subțire între cele două. Și oamenii de foarte multe ori, cum zice Adrian, repetă constant chestia asta, că oamenii încearcă să fie fermi și de fapt ajung să fie agresivi. Și ce se întâmplă de fapt? Fermitatea este exact la fel cu agresivitatea, cu diferența unui singur lucru. Încă am respect pentru omul care vorbesc. Asta e singurul lucru care diferă. Nu faptul că am vocea mai jos, nu faptul că pot să fiu agresiv și să-ți șoptesc și să fiu agresiv. Nu asta mă face agresiv sau neagresiv sau ferm sau neferm. Ceea ce fermitatea este exact la fel cu agresivitatea, atâta unde diferă este faptul că atunci când sunt ferm cu tine pe orice, ceea ce ție nu-ți convine, să zicem, încă am respect pentru tine. Te respect. În momentul în care se transformă fermitatea în agresivitate, este momentul în care s-a pierdut respectul. Și atunci, oamenii simt asta și e normal să simtă, toți simțim lucrurile astea. În momentul în care s-a dus respectul, s-a terminat fermitatea, aia nu mai e fermitate, e agresivitate. Și trebuie să înțelegem diferența asta. Respectul nu ar trebui să se piardă niciodată. Pentru că ar trebui să te respect ca om. Orice idioțenii de
orice tâmpenie ai tu în cap, ar trebui să te respecti ca om, că ai libertatea să crezi tâmpeniile alea, că ai libertatea să faci ce rahat vrei tu cu viața ta. Ăla ar trebui să fie respectul. Dar de asta, uite, în bătăliile dintre religii și așa mai departe, este multă agresivitate. De ce? Pentru că nu mai există respect. Nu, oamenii nu mai au respect dacă ei cred în altcineva față de ce cred eu. Și atunci nu mai merge, nu mai există fermitate acolo, există agresivitate. Asta ar trebui să învețe și Putin. Îi facem un curs. Da, într-adevăr, într-adevăr. Mai am o singură, mai am mai multe întrebări, dar deja a trecut o oră și jumătate. O întrebare importantă pe care o consider eu ar fi: eu am fost managerul de proiect al unui sistem, un software tip ERP. L-am implementat fără cunoștințe, ne-am bazat pe cunoștințele furnizorului de servicii, care nu erau strălucite. Și s-a implementat nu tocmai corect și acum lucrez foarte mult să ajung la o variantă ok, organizată, fiecare ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Iau un calcul inclusiv să trec la un alt tip de software, deoarece nu sunt deloc mulțumit de serviciile celui care au implementat și care ne asigură suport. Știți cumva din un sistem tip ERP în afară de SAP? SAP-ul e știut, e scump, foarte scump. Din domeniul companiilor care produc și au partea asta de mentenanță, partea de suport foarte ok, adică oamenii să înțeleagă exact ce vrei și să-i și intereseze să-ți livreze, nu doar să îți factureze. Răzvan, aici este mintea la tine. Băi, după mine și SAP-ul e un ERP bun și Dynamics-ul de la Microsoft este un ERP bun. Varianta lui Oracle, nu mai știu cum dracu zice, și ăla este un ERP bun. Problema nu stă neapărat în ERP. Pentru că ERP-urile, no, dacă este să compar Microsoft-ul cu SAP-ul și cu Oracle, aici vorbim de ăstea mari, fac cam aceleași lucruri. Nu, diferențe mari nu prea sunt. Sunt diferențe în modul în care își gândesc companiile să implementeze acele ERP-uri. Și anume, sunt companii care încep cu ERP-ul și apoi îl implementează cu ajutorul programatorilor. Deci, repet, implementează un ERP cu ajutorul programatorilor. Dragilor, programatorii nu sunt business manageri. Sunt programatori. Programatori. Tot respectul pentru ei. Știu să facă programare, știu să-și facă jobul. Dar degeaba mă duc eu la designer să îmi rezolve problema la stomac. Cam asta fac companiile când așteaptă să rezolve programatorii problemele de business. Nu funcționează așa. Primul pas este sistematizarea companiei. Asta înseamnă documentarea tuturor proceselor din companie. Asta e primul pas înainte de implementarea oricărui ERP. Trebuie documentate complet procesele și procedurile. Cum se întâmplă în acest moment munca la voi? Și aici repet, cum se întâmplă în acest moment, nu cum ați vrea voi să se întâmple. Cum se întâmplă real în momentul ăsta munca? După care al doilea pas este eficientizarea acelui lucru fără niciun software. Pentru că este mult mai ușor să o rezolv atunci decât să creez un software
cum fac mulți, își fac software-ul pe cum lucrează atunci, știu că fac prost și apoi trebuie să modifice două lucruri. Și softul și cum lucrează oamenii. Ceea ce este mai complicat. După ce am făcut asta, apoi pot ori să mă duc la unul dintre furnizorii mari. Din nou, furnizorii mari de ERP-uri, ei nu dau suport ei personal. Adică Microsoft nu dă Au alte suport, Sun companii, au nu dă altă. suport, Oracle. Sunt companii în România care au licențele sau o exclusivitate și ei oferă suport. Și atunci nu prea ține dacă nu prea este despre Oracle, SAP sau Microsoft sau oricare dintre ele, este despre compania aia care e specializată pe așa ceva. Dar recomandarea mea este, odată ce ți-ai mapat toate procesele, dacă scopul tău este să te uiți mult timp în față, recomandarea mea este să-ți construiești propriul ERP. Propria ta modalitate de a... Exact, propriul ERP după procesele tale. Iar asta poți să faci în două feluri, într-un mod sănătos. Unu, este să-ți vezi asta pe un proces mai lung și să-ți faci o echipă in-house de development. Ai nevoie de un project manager al dracului de bun, un arhitect bun de software și poți să începi cu doi programatori. Și dacă viziunea este clară, se va ajunge și se vor automatiza constant și se vor structura lucrurile. Sau lucrezi direct cu o companie care implementează astfel de ecosisteme, uite cum este la noi TBF Systems. Asta este unul din lucrurile pe care le facem. Dar noi refuzăm din start clienții care nu vin cu procesele documentate. Pentru că îți vom face rău. Noi putem să-ți vindem de toate. Avem softuri de gestiune făcute, avem softuri de conta făcute, avem softuri de POS făcute, de la proceduri, toate adunate împreună cu e-commerce, cu AI, cu toată povestea care e necesară. Dar nu ne ajută la nimic. Putem să-ți vindem, ți le punem în brațe și după aia tu încerci să-ți faci munca ta să meargă după cum am gândit eu softul ăla. Păi aia nu mai este o unealtă. Da? Dacă tu îmi faci acum un ciocan care în loc să bat cu el așa, acum trebuie să bat cu el așa, că așa am gândit eu ciocanul, păi fuck it, eu nu o să fiu mai productiv cu unealta aia. Și singurul scop al ERP-urilor și al uneltelor este să ne crească productivitatea. Asta e scopul lor. Da, Nu, da. n-am avut până acum scopul vreodată într-o companie să implementez un ERP. Nu, scopul a fost creșterea productivității și scalarea. Și atunci, unealta a fost ERP-ul că nu puteam fără ea. Dar aici greșesc majoritatea companiilor în implementarea de ERP. Puțin contează ce ERP implementezi. Problema este că ERP-ul ăla nu este mapat pe procesul tău de business. Și încep să văd din ce în ce mai mult problema de monolit în ERP-uri. Softurile monolit sunt softurile construite pe un singur code base, pe o singură bază de cod care are toate funcționalitățile în interior. În ultimii mulți ani s-a trecut spre microservicii, adică multe aplicații integrate într-un core. Asta îți permite mult mai multă flexibilitate, pentru că dacă vrei să modifici ceva, modifici doar într-o anumită aplicație. Iar atunci când nu merge ceva, ceea ce inevitabil se va întâmpla, inevitabil, nu există programator pe lumea asta care să nu aibă 11.000 de bug-uri, asta e lumea. Când se întâmplă, se întâmplă problema doar acolo. Nu se întâmplă problema system-wide. Mai mult decât atât, anumite aplicații nu ai nevoie să ți le faci. Să zicem că există deja un CRM extrem de bun care îți funcționează exact pe sistemul tău. Nu are sens să-l construiești pe ăla.
Și atunci îl integrez pur și simplu cu restul ERP-ului meu și merge. Dar dacă eu gândesc sub formă de monolit, integrarea cu alte aplicații devine Da, groaznică. poate. Imposibil. Na, Adrian își bate capul constant cu chestiile astea, la fel cum și noi ne batem capul. Poate poate să-ți mai dea el câteva insight-uri despre ce înseamnă să construiești software mari. Don't do it. Don't do it decât dacă este neapărat o nevoie. Altfel, don't fucking do it. Cel mai bun sfat. Nu, nu fac Deci vorbesc foarte serios, adică provocările și procesul ăsta prin care treci și problema asta cu monolitul este ucigătoare. Noi ne luptăm de ani de zile să ne revenim din contextul ăsta și o să mai dureze probabil un an, doi. Da. Că... Bun, acum pot să intri și în chestii mai de detalii tehnice. De exemplu, acum ai nevoie de cel mai multe ori ai nevoie ca softul tău să funcționeze odată, nu merge pe arhitectură de desktop. Adică să faci softul pentru desktop. E o tâmpenie, nu mai are niciun sens acum la cât de mult a avansat tehnologia online. Tu să te poți să construiești soft care necesită instalare. N-are niciun sens. Este mult mai greu, e mult mai greu de menținut, multe alte probleme, plus că ai mai multe platforme. Dar, acum când te duci și construiești, scopul este construiește ERP-ul pur online. Dar oamenii tăi, în multe contexte, vor avea nevoie să folosească părți din ERP de pe mobile. Dacă te duci la anumite companii foarte inteligente, ceea ce spun este ok, îți facem softul online și apoi îți construim aplicații native pentru softul ăla și softul ăla și așa mai departe, lucru care crește prețul exponențial față de să construiesc direct pe o arhitectură care îmi permite exportul automat în aplicație de web, aplicație de iPhone, aplicație de Android. Și inclusiv aplicație de desktop dacă vreau să o folosesc ca aplicație. Da? Acum există tehnologiile astea și e adevărat, te costă cu 10, 20, 30% în plus să lucrezi pe tehnologia aia, dar apoi tu nu mai trebuie să mai construiești nimic în afară și mai mult decât atât, se menține o singură bază de cod, niciodată duplicate. Ceea ce contează enorm de mult în toată povestea asta. Pentru că ai făcut într-un singur loc modificarea și se reflectă și în aplicația de telefon, și în aplicația de Android, și și în aia de desktop, și în web. Făcând-o într-un singur loc. Stai să vezi cum fac multe companii, pentru că s-au pus în situația asta în care trebuie să modifice ceva la unul din programele lor, modifică în web și după aia. Stai că trebuie să modificăm și pentru aia de iOS, stai că trebuie să modificăm și pentru aia de Android, stai că trebuie să modificăm și pentru nu știu ce. Și apar bug-uri în toate, că din nou, bug-urile sunt inevitabile. Nu avem ce să le facem. Dar despre asta pot să mă plâng vreo 10 ani. Bun. Bine, Da. dragule. Mi-a făcut mare plăcere să te cunosc. Și Și mie mie. să te aud. Mulțumesc mult pentru. Și Să doresc fie succes. cu bine. Chiar îți doresc succes pentru că cred că companiile ca a ta sunt singura șansă a României. Cred cu adevărat că astea sunt companiile care oferă șansa, care arată că România poate să aibă șansă în următorii 40 de ani să devină o cu totul altă țară. Și sunt companiile care produc pentru export, pentru internațional. Așa că ține-o pe drumul ăla, dar doar nu te pune în fața munților degeaba. Spor, Mulțumesc mult, dragule. Doamne Mulțumim ajută! frumos. Spor mare! Spor. Dragilor, La revedere.
Acesta a fost episodul. Știți voi dacă vreți să primiți fundamentul zilei, dacă vreți să primiți în fiecare duminică filozofia de duminică, dacă vreți să primiți mail-uri de fiecare dată când lansăm un nou episod din TBF Show și să nu pierdeți niciunul, mergeți pe tbf.ro și înscrieți-vă la newsletter. Dar știți voi, până data viitoare, rămâneți nerezonabili. Por